aur alb, diamante, ceasuri de lux, tablouri unicat, dar și colecții de artă contemporană. Acestea sunt bunurile deținute de parlamentarii României. Pretind că le ar fi agonisit după ani de muncă. De departe senatorul PSD de Constanța Tit Liviu Brăiloiu este cel mai înrăit colecționar. Are ceasuri care valorează numai puțin de 300.000 de euro. Parlamentarii sunt colecționari în răiți, cel puțin asta reiese din declarațiile lor de avere postate pe site-ul Senatului. Să-i luăm pe rând. Liberala Carmen Harău, senator de Hunedoara, spune că are bijuterii și ceasuri de 70.000 de euro. Mai are o colecție de tablouri, pictură contemporană, evaluată la 250.000 de euro și colega sa de partid, notarița Laura Scântei, are o colecție de ceasuri de 60.000 de euro. Doamna are gusturi fine și în materie de bijuterii și accesorii vestimentare. A dat pe ele o avere, 40.000 de euro. Și declarația sa de avere nu se oprește aici. Laura Scântei mai are tablouri și sculpturi de 20.000 de euro, dar și o pianină Beckstein Classic, evaluată la 18.000 de euro. Senatorul PSD de Constanța, Tit Liviu Breiloiu, fost prefect în acest județ, este cel mai înrăit colecționar. Are ceasuri de 300.000 de euro și bijuterii din aur și pietre prețioase care valorează 80.000 de euro. Și colegul de partid, senatorul Nicolae Bădălău, are bijuterii de 25.000 de euro și tablouri în valoare de 12.000 de euro. Senatorul de Ilfov, George Eduard Dircă, ajuns senator USR la 36 de ani, a strâns bijuterii și ceasuri de 10.000 de euro. De la ALDE, senatorul Ion Hadârcă este colecționar de artă. Are picturi din creația maștelor români și moldoveni contemporani care valorează 10.000 de euro. Senatorul PMP de Zalău, Lungu Vasile Cristian, se poate lăuda cu o colecție de bijuterii și ceasuri în valoare de 32.250 de dolari, dobândite într-un singur an 2015.